Ideea că armata lui Vladimir Putin pune la cale realizarea unui așa numit pod dinspre Odessa către Transnistria revine în spațiul public după ce a fost evocat acum câteva săptămâni de un general rus, de asta dată în interpretarea comunității de informații a Statelor Unite. We also see indications that the Russian military wants to extend the land bridge to Transnistria. And while the Russian forces may be capable of achieving most of these near-term goals in the coming months, we believe that they will not be able to extend control over a land bridge that stretches to Transnistria and includes Odessa without launching some form of mobilization. Ministerul Apărării din Republica Moldova a făcut apel la evitarea speculațiilor pe tema Transnistria, în condițiile în care nu există indicii potrivit cărora războiul s-ar putea extinde pe teritoriul statului moldovean. Our concern right now and the biggest threat that we here in the Home Affairs consider is the threat to the destabilization of the internal order. Expertul în securitate Alexandru Flencher de la Chișinău spune că realizarea unui coridor până în regiunea transnistreană este imposibilă. Pentru a fi în stare să realizeze acest lucru, va fi nevoit să recurgă la o mobilizare într-o formă sau alta. Să nu uităm spre remarca că vorbim de perspective de câteva luni, timp în care se pot schimba foarte mult. Vedem că situația în acest război se schimbă și în zile, uneori și în ore. Până nu se lămurește cu Donbasul, Rusia nu are cum înainta mai departe pe litoralul Mării Negre. Transnistria a făcut în ultima perioadă obiectul mai multor diversiuni care au determinat autoritățile locale să declare alertă teroristă. Alerta cod roșu de atac terorist în regiunea transnistreană a fost prelungită cu încă 15 zile sau până în 25 mai. Potrivit liderului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnosevski, pericolul încă nu a trecut, iar un potențial act terorist ar trebui dejucat. Reamintim că ultima explozie în regiunea transnistreană s-a produs în localitatea Vărâncău, în apropierea unui aerodrom militar.